Orice sacrificiu de viață umană e un păcat teribil, mai ales dacă sacrificiul de viață umană se produce prin voința altor oameni care împușcă, spânzură, distrug, omoară, ghilotinează, să zicem, în timpul Revoluției Franceze. Dar, așa privind la scară istorică și fiind un pic cinici, adică făcând abstracție de sacrificiile astea extraordinare pe care le-a suferit poporul român atunci, alături de alte popoare. Cred că a meritat și vă spun de ce. Pe noi, războiul acesta, dar și altele, ne-au prins, după unii, într-o situație neobișnuită, după mine, ca istoric, într-o situație obișnuită. Noi aproape întotdeauna am fost între răsărit și apus. Prin anumite caracteristici suntem răsăriteni, prin altele apuseni, și în timpul războiului am fost și cu coaliția asta a Națiunilor Unite. Să știți că până târziu noi am rămas fideli credinței noastre din timpul primului război mondial, alianța cu Franța și Anglia. Târziu s-a produs, să zicem, orientarea spre Germania și înspre coaliția creată de Germania. Germania nu e o țară occidentală, după părerea mea, ci e o țară central-europeană, central-europeană spre Occident. Interesul Germaniei viza răsăritul. Noi eram un pion important, pentru că aveam și petrol, și petrolul românesc era fundamental atunci pentru mașina de război germană. Nu de dragoste pentru poporul român eram importanți, eram importanți și pentru ruși, care. Au jucat de-a lungul războiului foarte ciudat. Au încheiat un tratat cu Hitler în 1939, faimosul tratat semnat la 23 august 1939, prin care nu, pactul Ribbentrop-Molotov, o parte din teritoriul nostru era sacrificat, dar după aceea au fost de partea Națiunilor Unite și au ieșit învingători alături de Națiunile Unite, nu alături de Hitler cu care porniseră. Să fim cinstiți aici, trebuie să arătăm clar, Polonia a fost invadată și de nemți pe de-o parte și la scurtă vreme și de ruși care și-au împărțit-o ca două mari puteri cinice. Noi, prin urmare, ca țară, fiind așezată aici, nu neapărat într-o zonă de frontieră, că mie nu-mi plac granițele precise, într-o zonă de interferență a intereselor apusului cu răsăritului, noi am fi fost foarte rău și cu Rusia să rămânem aliați tot timpul, Doamne ferește, pentru că după aia s-a văzut ce interese a avut Stalin, să știa dinainte și și cu Germania lui Hitler, care știți cum a împărțit lumea, în Mein Kampf scrie clar care sunt popoare inferioare, care superioare, teoriile rasiste, cine trebuie să învingă, cum trebuie și noi eram socotiți aliați de nevoie. Războiul ne-a prins în tabăra învingătorilor și datorită evenimentelor patronate de Casa Regală a României și de partidele istorice în 23 august când am întors armele, și ne-a prins într-un fel bine, chiar dacă nu am fost acceptați drept cobeligeranți și chiar dacă am pierdut Basarabia, Ținutul Herța și Nordul Bucovinei, complet pe nedrept, cu alte cuvinte, înrăsărit granița fixată după primul război mondial, nu s-a mai putut păstra, și aici e o mare durere a poporului român, firește, dar în apus, unde era primejduită Transilvania la sfârșitul războiului teribil, S-au purtat tratative clare despre soarta Transilvaniei, să fie dată Ungaria, să devină un stat tampon, să se bucure de o largă autonomie. Și era și soluția să rămână în România. Aici, datorită eforturilor poporului român, care, într-adevăr, în lunile astea din august 1944 până în mai 1945, a contribuit la înfrângerea Germaniei și a ideologiei totalitare de dreapta, de extremă dreapta. Mult, în Parlamentul Britanic s-a spus că am fost a patra țară din lume care am contribuit la, înfrân, la înfrângerea lui Hitler și a aliaților lui. Datorită acestui imens efort și datorită faptului că Ungaria a rămas până la capăt fidelă lui Hitler și au trebuit să vină trupele sovietice să schimbe situația, nu spun că aceasta e cauza principală, dar e una din cauze. România a putut beneficia la conferința păcii de la Paris din 46 1947 de acest, nu avantaj, de situația de a-și putea păstra granița de vest. Vedeți, astăzi, când se discută problema cu Trianonul, cu 100 de ani, mulți uită că Trianonul a fost consimțit de atunci și până acum în câteva rânduri de marile puteri ale lumii. Și nu e vorba numai de marile puteri învingătoare de după primul război mondial, e vorba și după al doilea război mondial, și de tratatele de la Helsinki, și, prin urmare, cumva, granița de vest. A fost protejată de Europa în sensul că deciziile luate nu la Trianon. Trianon a consfințit deciziile luate de poporul român, la Chișinău, la Cernăuți și la Alba Iulia. Decizia asta fundamentală luată la Alba Iulia, pentru că Transilvania reprezintă, în granițele actuale ale României, 40% din teritoriul românesc. Vorbesc de Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș, prin urmare aproape jumătate din țară. Și dacă totul a fost recunoscut de atunci până acum. Înseamnă că poporul român a luat o decizie în conformitate și cu interesul lui și cu interesele echilibrului european. Asta ar trebui să fie învățat la școală, fără să mai fim foarte crispați, fără să învățăm să dușmănim popoare de azi care n-au nicio vină față de ceea ce au făcut și lor acum 100 de ani sau acum 60 de ani sau acum 80 de ani, să învățăm să trăim într-o lume a armoniei și a păcii, pentru că, vedeți, dacă noi provocăm catastrofe prin forțele noastre omenești, sunt și alte catastrofe care se provoacă de forțe mai puternice decât noi, cataclisme naturale, cu tremure, inundații și uitați-vă, molime de acest gen, plecând de la premisa că această molimă e produsă în natură și se datorează nu unui efort omenesc de a scăpa un virus dintr-un laborator sau de a-l construi, ci se datorează ca și alte molimi pur și simplu forțelor naturale, dacă acceptăm acest lucru, atunci trebuie să știm că suntem pedepsiți noi ca oameni destul de nesiguranța vieții încât să ne periclităm noi înșine viața prin războaie de genul celor pe care le-am evocat aici, primul război mondial, al doilea război mondial și mai ales să punem în primejdi existența unor națiuni și să privilegiem alte națiuni. Nu ne dă nimeni acest drept.